În cursul zilei de joi, 6 februarie, la nivelul Tribunalului Hunedoara, a fost convocată adunarea generală a judecătorilor. În urma dezbaterilor din acest for, s-a decis suspendarea formei de protest începând cu data de 7 februarie și până la pronunțarea Curții Constituționale asupra sesizării Înaltei Curții de Casație și Justiție pentru controlul constituționalității, înainte de promulgare a legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale, adoptată prin vot final în ședința Camerei Deputaților din 28 ianuarie 2020. În consecință, pe perioada suspendării protestului, Tribunalul Hunedoara își va relua întreaga activitate, astfel toate ședințele de judecată se vor desfășura conform planificărilor inițiale. Totodată, se va relua și activitatea cu publicul din serviciile auxiliare ale tribunalului. De asemenea, au fost convocate adunări generale ale judecătoriilor la toate judecătoriile din circumscripția Tribunalului Hunedoara și acestea au hotărât suspendarea formelor de protest și reluarea activității de luni. Vă reamintim că pe perioada protestului, care a durat mai mult de o lună, a fost amânată judecarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor, cu excepția cauzelor considerate urgente. Pe de altă parte, însă, judecătorii hunedoreni au decis să mențină forma de protest în privința neparticipării judecătorilor la constituirea birourilor electorale.